uite, asta e ceva super copt. Ce am rupt aici, uitați. Ceva frumos. Calitate extraordinară, pepenele de Tăbuleni. Întotdeauna a avut niște proprietăți fantastice, specifice zonei. Solul de aici, de la Tăbuleni, este principalul factor care influențează și condițiile pedoclimatice. Familia Mușa din Tăbuleni a cultivat anul acesta lubenițe pe o suprafață de 2 hectare. Astăzi au început recoltatul. Primele lubenițe culese vor ajunge în piețele din București. Oamenii sunt mulțumiți de producție pentru că, după cum spun, au cultivat un soi productiv și timpuriu să reușească să-l vândă în această perioadă când și prețul este mai bun. Marfă pe teren să vede mulțumitor, cu toate că au fost friguri. Ele s-au ajuns la maturitate normal, deci nu sunt forțate. Dacă erau călduri mari, le forța, dar ele s-au copt acum în mod normal. Aici unde ne aflăm avem pepeni numai negri, 2 hectare. Merge mai greu la recoltat, trebuie să fii foarte atent. E prima zi de recoltat. Prima zi. Și încercăm să facem și noi câteva tone. Vreo 3 cule sarăm, sper că barem 2 să mai iese la 2 hectare. Da, și eu zic că e prea bine, la prima mână. Situația nu este la fel pentru toți producătorii din patria lubenițelor. A fost frig și acum în câteva zile, în 2-3 zile, a dat caniculă și încep să facă pată intrare pe ele. Le păteze soarele. Deci cum ar veni o păreală, așa zice la noi, le opărește soarele. Și vă dați seama, unde nu e vegetație abundentă, le păteze soarele. Și cum sezonul lubenițelor este deschis, au apărut și primii cumpărători. Ați cumpărat primele lubenițe? Să rămână, da, da. De unde sunteți? De la Măreciu, Prahova. Și ați trecut prin zona să? Lucrăm aici, la ANIF, la niște canale. Lubenițele și? Și cumpărăm și noi ce la familie, ce să facem? Cum știți să fac lubenițele, primele lubenițe? Frumoși, mari, frumoși. Acum să vedem și cât sunt de gustoși. Unde sunteți? De la Prahova, Vălenii de Munte. În Tăbuleni anul acesta au fost cultivate cu lubeniță 900 de hectare. Producția estimată ce se va scoate este de 70-80 de tone pe hectar. Producția e bună, undeva la 70-80 de tone de lubeniță la hectar și 50-60 de tone de pepeni galben la hectar. Ideea este că, deși s-a întârziat un pic coacerea, implicit recoltarea, totuși, producția este, sau mai bine spus, produsele sunt de calitate, în sensul că există aceeași dulceață a pepenilor verzi, a lubenițelor, cum le spunem noi, și a pepenilor galbeni. În această perioadă, producătorii vând kilogramul de lubenițe angro cu 1,50 lei.